Deci fii atent. Nu, ce vrei mai întâi zi? Scoateți telefonul, intri în agenda, dai scroll și când zic eu stop, te oprești. Și pe cine ai pus degetul, acea persoană o suni, așa, pui pe speaker, porți o conversație normală cu el, da? Sau cu ea. Cine pică? Exact, cine pică? Știu că pică doamna învățătoare. Păi nu știu, sunt pe doamna învățătoare. Ce? Asta e. Ai, mă. Serios. Și părintele? Și părintele. Și preotul, serios? Preotul, da. Oh, deci am dat emoții. Hai, vine, fie. Hai. Și pe parcursul conversației introduce aceste cuvinte pe care eu ți le voi da. Dar nu îi zice părintele lui că e patetic. Sincer, acum, Găvița, nu cum o faci? Dacă pică, nu pot. Hai să vedem cât de norocoasă ești. Doinița. Nu cred. Doinița. Mă noroc cu totul și am noroc. O sun? Băi, ești norocoasă. Da, sun, o sun. Oh. Da, mă. Ce faci, Chiș? Da. Uite, sunt cu mama și cu Roni. Acum am terminat cu totul. Mama, deci în drum spre eveniment nu vrei să știi ce am pățit. Deci nu mi-aveți să credeți, m-am întâlnit cu unul, deci a fost atât de patetic, deci nu, deci am zis că mor. După ce că mi-a zis tot felul de chestii în timp ce mergea, avea și conopidă în gură, m-a și scuipat din conopida aia, am zis că mor leșin. Și eu ori făcea teatru, ori ceva, nu știu, că s-a ținut după mine până am ajuns eu la eveniment și avea și eu aventură în geantă și o codăbă, nu știu cum se numește pasărea aia, codobătură. Ai auzit de ea? Nu, nu știu, asta încerc să zic. La măruță m-au pus să-ți fac o farță și am dat scroll și fix tu ai picat. Alo? Alo? Salut, salut, Mica. Ce faci? Bună! Bine, uite, prin oraș. Tu ce faci? Uite, la un eveniment patetic. Dar e dubioasă treaba, clar e foarte dubioasă. A apărut un îmbrăcat în Batman. Păi okay? Cam da, cred că da, pentru că am zis, nu știu ce ne-au băgat în băutură pe lângă ceanură, dar e nașpa. Dar știi cum sunt eu, orice situație poate fi o aventură. Alo? Ce faci, fată? Sunt aici, unde m-ai lăsat. Auzi? Ăla s-a ars cu ceanură pe mână? Ăla de mi l-ai trimis tu pe TikTok? Nu știu, poate ce te-am trimis, nu mai știu. Cred că ceanură era. Bine, oricum să te pregătești că weekendul viitor mergem într-o aventură șmecheră rău de tot. Da. Weekendul viitor? Da, weekendul viitor să-ți... Ai, fată! Cântă și codobatura aia. Pasărea aia, codobatura. Dar tu unde ești acum? Eu ajung și eu în 2 minute. Faci un TikTok, nu? Da. Fac un TikTok, ai, ești perfectă de TikTok, gata, hai. Alo? Alo. Ce faci? Bine. Deci eu nu știu, am venit la eveniment aici și am chef de aventură, mi s-a pus așa. De care? De o aventură, nu știu. Eu zic să mergem să-l căutăm pe Batman prin oraș. Doamne ferește! Ce ai, fetiță, zici că cine știe ce ți-am zis, conopidă, n-am zis nimic. Doamne, dar vorbești de zici că sunt ultimul patetic. Ce ai de face așa? Păi chiar da, cum să-l cauți pe Batman prin oraș? Doamne ferește, deci când am zis conopidă, zici că am zis ceanură. Păi cum, da? Am mâncat noi vreodată conopidă? Nu, dar am putea să mâncăm conopidă. Da, bine, că-ți fac eu conopidă. Ei, hai că vorbești, zici că ești o codobatură. Da, da, da. Da, fetiță, deci hai. Era într-o farsă la Pro TV.